De mare caracter. Ok. Ai stat o săptămână cu el când este în permisie și chiar dacă Mihaela Ceaușescu avea un apartament de două camere... Două camere, era mai mare. Era mai mare? Mult mai mare. Cu cine a zis două camere? Nu știu, așa a zis că a stat într-un apartament de două camere. Înseamnă că am confundat. Bun, era un apartament mai mare. Era mai multe camere. Așa, și ai stat acolo timp de o săptămână cu Nicu. El ieșise din închisoare în permisie timp de o săptămână. Ce ai vorbit cu el în săptămâna aia? Mă întreba ce se întâmplă și astea și eu tot timpul încercam să-i spun să treacă peste chestia asta, că e o chestie care asta a fost, eu mă așteptam, am mai avut discuții și cu el și înainte că la un moment dat poate să, eu i-am spus tot timpul că poate să cadă, orice regim poate să cadă și cine îl vor face aia care au fost lângă el, mai ales ăștia din Direcția 5-a, că el avea o mare încredere în Direcția 5-a, nu am avut niciodată încredere în aceasta. Direcția 5-a Securității era o divizie care se ocupa de pază de mitar și toate astea. Da. Eu am stat și eu cu ei foarte mult și... SPP-ul de azi. Cum ar veni? Da, un fel de SPP de azi. Și el avea mare încredere și ce s-a întâmplat? Că chiar ea i-au făcut. Chiar ea i-au făcut. Bun, ce altceva ai mai vorbit în săptămâna cu el? M-a întrebat ce facem noi, dar ce s-a întâmplat, ce face, că el după ce a ieșit definitiv a făcut și o firmă cu cumnatul meu și cu sora mea mai mică, cu Lidii, și cu Viorel Bucur, au făcut o firmă, s-au ocupat de comerț, de astea, adică ne întreba ce facem, ce se poate întâmpla, ce nu știu ce, și avea momente de cădere, că atunci m-a impresionat pe mine cel mai tare și cel mai mult, că mi-a lăsat o poezie și nu știu cine mi-a luat-o. Chiar am căutat-o mult și așa că ce mai mi-aduc aminte de atunci, că el a zis, tot îmi spunea că el avea chestia asta că o să mor. Și mi-a spus, când moare, asta nu o să fie toată viața mea, că va fi ca o măr și când muși de el, să râd cum am râs tot timpul și să nu plâng, să... O chestie de genul ăsta. Și a fost o poezie pe care ți-a scris-o el personal? Ție? Da, era foarte sensibil. Foarte sensibil și când la asta el asculta romanțe, recita... Pentru opinia publică, de multe ori a părut ca o fiară. Să-ți fac o paranteză. Prima oară când i-am văzut că recită, eu nu pusem copii să recite. Eu mai puțin cu recitatul cu astea și când i-am văzut, uite luna, uite, mă uitam pe tavan să mă mor. Bine, l-am și obosit. Ok, stai puțin. Și iese în închisoare, s-a scris poezia aia sau când uite că mi-au dat lacrimile. Am văzut că ți-au dat lacrimile, da. Când te mai gândești la el, ai momente din astea de... Ai că să-ți dea lacrimile la propriu? Păi n-ai cum, că a fost o copilărie și nu, eu nu mint, nu, asta am avut o copilărie frumoasă, superbă. Cât poate să aibă copilăria care am avut-o noi, nu? Și a fost legătura asta, că am fost și într-un fel a furat-o nevinovat. Serghei, hai să rămânem în zilele alea în care el iese în această permisie, stă la Mihaela, tu te duci acolo. Cred că a fost un moment de super sensibilitate între voi doi, în momentul în care el îți dă poezia asta și în momentul în care îți spunea obsesiv că moare? Nu, dar avea chestia asta, că mă și certam și după aia când a ieșit, îi spuneam, nu mai abuza de anumite chestii, nu știu, așa, așa, și el tot timpul zicea, nu bă, că oricum mor, că nu mai am ce face, că nu mi-a spus și după aia, că nu se mai regăsește în ce se întâmplă aici. Adică el a fost foarte marcat față de restul de... Bine, și a trecut prin toate traumele. A fost mai marcat decât Valentin și decât Zoia? Pe Valentin cu Zoia ei n-au avut nicio legătură. Adică i-au luat, au stat puțin, au făcut, dar pe Nicu au venit și toată presa aia cu prințișorul, că a furat, că a violat, că a luat copii, că a făcut cu toate minciunile.